privatizat doamna. Dar noi suntem pe teren privat acum. Da, suntem pe terenul doamnei. Dar să nu ne dea în judecată că i-am încălcat terenul. Păi, drumul a fost public și trebuie să fie public. Trebuie să întrebăm primărie dacă e public, o rămas public sau are ea acte de proprietate. Are actele de proprietate, dar la ilegal, spune doamna că Elena, că legal, ilegal, deocamdată până la proba contrarie. Aici era drum public, da? Asta e Pereolul, se cheamă. Ca un fel de aici, aici ea a trăit trei rânduri de familie. Așa. И я когда, вот где че дат, мужня выстоящая, кто их прилагал, к черту содузыща, да. Ойки спарта, омутать яка около гарду, до пасарай три самок за сантими, омутать стылпу де лумины, омутать яка порцели, порцели ладыша ради лавали де стылпу де лумины. Яка, мерзь моя правда, де стылпушку, омутать гарду. Дар кому обценут проприетатель? Кумпарат, сау, кум я фак? Primărie le-o dat sau cum? Primărie, bărbatul a fost la Nălogovăia și a venit și a făcut casa ei și a văzut că are puțin pământ. A luat și a mutat gardurile, că la vecinul ăsta a mutat, la vecinul ăsta a luat mult. De la mine puțin. 80 centime, că cum e? Bună ziua! Asta e o grada dumneavoastră, da? Da, e o grada. Aduceți, vă rog, documente să vedem. E o grada ei. E că eu... Păi 80 centimi pe sarai, dar tam... Dar ce, nu te lasă să intri la sarai? Da, dar ce nu? Nu, te las. Nu. Dar ce ai vrut, să repari sau ce ai vrut? Da, păi trebuie să intrac atât mosc, ia ca apa în beș, tot dus stădijă, în beș și o chicat podul. Vă rămas scândurile, de mă să duci și garderoapele în beș. Unde-i drumul ei? Dar de când sunt jiriu? Tata meu s-a născut, e pământul de la Bunelu, 80 centime de ei și ea, dar... Asta e o grade de la mine. Eu vă fac, nu aveți dreptul să stați la mine o grade. Doamnă, când, cum ați privatizat? Nu era drum public? Ai ieșit de aici din o grade. Tu vreți să ne explicați când, cum l-ați privatizat? Poate l-ați furat, poate din bani public. Da, am furat. Cum n-am furat? Nu era drum până acolo, nu era drum public până acolo. Ia uitați, este poartă acolo, nu? Femeie zici că era... Spuneți, vă rog, când și cum ați privatizat. Nu vreți să explicați? Ieșiți, vă rog, din o grad. Vă rog să explicați. Eu am acte, este organ care s-o ocupă. Și proprietatea dumneavoastră aici, da? Da, e pot toți judecători și-au făcut. Să spun că e unitate, e ca așa și-o spus să trai cu Andrei. Ia că ieșiți, vă rog, din o grad. Spuneți, vă rog, când și cum ați privat. Vă rog, din o grad, de la mine. Spuneți, vă rog, când ați privatizat. Oleg Brega, de la Curaj TV. Și dacă ești Oleg Brega. Vreau să știu când și cum ați privatizat drumul public. Cum ați privatizat drumul public? Dar de ce? Înseamnă că ați făcut ceva ilegal. Nu am făcut nimic ilegal. Eu am prins moștenire de la tata mea. Păi drumul public nu puteți să-l lasă moștenire. Asta e o grada mea. De unde e o grada ta, Ileana? Aici e și câte familii trăit aici? Și aveau drum de acces aici, nu? Ia că iau poartă pe acolo. Da! Și doamna îi poartă acolo. Ea întreabă cu doamna pe ce adresă trăiește. Nu știu. Păi dar întreabă. Și întreabă și da, și adresa e aici. Da. Dacă ai venit, tu trebuie să știi. Păi vă întreb, eu vă întreb, ea spune că ăsta e drum public, dumneata spui că e privat, arată, demonstrează cum e drum privat. Ea spune că e drum public. Dar până al privatiza, a fost public? A fost public. Nu a fost public, doamne, oameni buni, dar și o privatizat. Aici pe documente, dat eu de pe el. Dar cum putea să o lasă pe femeie să fac casă pe marginea proprietății matale? Sfășie pe marginea proprietății. Pe marginea drumului se făcea, dar pe marginea proprietății nu se permitea. Dar iau-te și îți plouă matale în grădină, poți să o dai în judecată. 80 centimi pe sarai de când ești și aici aia că o trăit la nești. Era cărare aici sau ce era? Drum, tu să cheam Periul, ia cam așa să vedeți pe titlu, Periul. Stradelă, da. Și aici noi de unii pământul lor și tata o cumpărat pământul. E zici că o prinit moștenire. Și tu pe unde ai mers toată viața? Pe ieșa am mers. Dar nu pe la Andrei Vărtu? Nu. Da. Am mers pe ieșa, aici da. Pe drumul nostru. Dar pe unde intrat atunci atât timp cu mașina și venea aici? Și pe ceva îmi pșesc, pe ieșa vine așa, dar mă... Tu ești bolnavă, Ileana. Tu ești mai bolnavă. Nu vreau să stau de vorbă. Cum vreți, noi vă dăm ocazia să vă exprimați, altfel o să vorbească femeie și o să spună ce o să-și... Vă documentați. Păi cum să mă documentez? Nu trebuie să te întrebi pe dumneata, nu ești proprietar aici? Ai pus poarta acolo, pentru ce ai pus poarta? Dar femeia zici că este drum public. De
Dar femeia zici că ăsta e drum public. De unde iese? Nu spui multe. Păi iată, dumneata, explică, demonstrează cum e, ai acte de proprietate pe terenul ăsta. Și de ce nu vrei să ne arăți și nouă? Dar și de ești, mi-a dat scopul. Cetățean. Da, vreau să folosesc drumul public. Nu? Mă duc la primărie să întreb. Și nu ca și n-ai găsit. Mă întreba cu actele, puteți vă documenta ce ați vizit voi la mine. Ca să ne explicați de ce ați închis drumul public, de ce ați pus poarta acolo. Aveți poartă și acolo și aveți poartă și dincoace. Hai, asta e o grada mie, omule. Și îmi pun porți unde vreau, am înțeles. Da, și-mi pun porți. Dar femeie zici că e drum public și mă tălă îngrădit. Dar păi ea spune că e drum public, e mult poate spune. Dumneata, ar trebui să demonstrezi că e proprietate privată. Eu nu vreau să stau de vorbă. Cum vrei? Cum vrei? Ai avut ocazie. Asta de-a mare ani, de când mănânc sănătatea la lume. Ea zice că i-ați mâncat dumneavoastră sănătatea, că i-ați ocupat drumul. Dar i l-ați privatizat. Ea zice că n-are acces să-și îngrijească casa, căsoaia. Și, dar și acces vrei? Se poate repara, să te încuiesc. Eu am înțeles că e inundat beșiul de la acoperișul ăsta, poate vrea... Ploaia e inundă și ea vrea să îngrijească. Ori era aici că drum, ori o gradă, tot ploaia să inunde beșiul. Ce e asta? Asta e o fișiute. Răspuns, din septembrie 20. Ei au trimis chiar, da, la început. Eu desemnat pe Elena Negru ca avocat pentru femeia asta, da? Da. Și cu cine vrei să te judeci? Eu știu cu care ar fi să... Cu drumul ăsta. Dar să-mi deschidă, dar eu cum să trăiesc de mult înainte, am spune eu. Și că nu și ele curând. Că... Ai titlul de proprietate și arată că aici e drum public? Da. Tăi, între și ele. Între este? Păi el a fost, dar dacă... L-a făcut în... Da. Iată aici. O hartă. Da. Și ce scrie pe harta asta? Cât e de actuală e? Care e strada poștei și care e parcul? Poșta e așa. Ia ca asta care e proiezd de strada asta? Ia ca proiezdul, da. Asta, noi suntem aici. Proiezdul. Și acolo e casa cu numărul 16. Da. Și aici sunt doi vecini. Și iată proiezdul. El e proiezd. Ei, da, dar putea să schimbi statutul. Da. Și nu iată, știu ce scrie aici, trebuie citit. Aici e de la Agenție a Relației. La cadastru de la răspuns cadastru, în da. 2014. Da, iată. Trebuie să lămurească. Dacă a cerut avocat și i-a dat Consiliul acela de asistență juridică garantată de stat, i-a dat avocat, s-a judecat aia în instanță și s-a lămurit. Ea spune că aici o mărți, dar pe aici ea trei rânduri de familie au crescut și ca poarta aici. Era drum de acces, dar ei aveau poarta acolo, unde e poarta acum. Așa era poarta lor. Poarta lor, poarta de lor de la Val de Stâlp. O fost, ei au mutat. Încă mai departe. Da, au mutat gardurile. Am mers mai aproape și ați vedeți și... Nu mă bag dacă zici că e pământul ei, nu mă bag. Mă ta bag-te dacă vrei să te cerți cu ea. De unde pământul e? Din 2014? De undeva l-au privatizat, eu știu și mișmașul l-au făcut. A fost cum imaginați, că bărbatul a fost la analogul ăia și-a știut ca să scunchească pământul. Și a mutat și-a luat să rămâi moștenire la copii. Dar ei au și alt acces, sau din vale, poartă. Eu a fost pe de vale, dar ei tot viața nu au mărs. Ei au mărs așa când rar, dar au mărs pe la verișoară sau pe ocol. Ei, nu, dar drumul lor de acces care poarta lor? Pe aici era, pe acolo prin poarta ce? Da, poarta era de valincă de acolo, când am intrat la vecinul. Lângă casă acolo, da? Da, da, aproape de casă. Aha, unde sunt florile cele? Da. Pe vremea sovietică, tot etiopiană, era acolo? Da, pe de cum? De când... De când sunt jiriu. Tata meu s-a născut aici, bunelul aici. Dar ei au mutat la Verișorniu și au mutat... După și a murit tatăl în 2014 și a luat și a mutat gardul, a venit în coași, a intrat în o gradă la mine și acolo pe sărai un copac a fost. L-a tăiat. A intrat în o gradă, a tăiat copacul. Dar te-ai plâns la poliție? Dacă ți-a tăiat copacul? Nu, dar și eu știu, zic, o tăiat, zic, lasă-l să-l iei. Zic, dar n-a știut ca să închidă și în coași.
Și eu știu ce eu... lăsat pas cu pas și a ocupat cât o putut. Da, o luam. Da, eu... Dar și la vecini și zic, asta nu e de mai... Că aici... Adică verișorniu, că... Ia ca... Veniți să-ți vedeți așa pe aici, ia. Cum a mutat gardul, că i-a mutat gardul de aici. De la... De la sarai până de vale, la... La șase, la de la verișorniu, o găsit în tine. De acolo, da? Da, dacă tu ești altul, este bord, să vă uitați. O mutat și este așa lege să nu-ți garduri la colțul saraiului. Ei, când nu-i lege, când nu-i primărie, când nu-i poliție, faci ce vrei. Dacă o mutat gardul ăla și este așa lege, frumos gardul. Bade, nu pot acum, fac un interviu. Eu nu știu cum a fost gardul și cum l-a mutat. Dar ce, era drumul mai îngust odată, da? Da, drumul a fost numai de 2 metri jumate. Și am mucat tare și mai mult? Dar păi, eu făcut titlul de 6 metri. Lățime 6 metri? Da. De da. 2 ori mai lat aproape. Da, dar din sarai până în sarai sunt 5 metri. Păi să-ți demoleze și sarai într-o zi. Da. Dar trăiești aici în sarai, da? Dar păi să iei la mine casă. Oho. Așa e casa părintească, da? Așa e casa părintească, vai de capul lor, dacă tatăl însă spărit. Tu rămas fără tată și făcut de cum... Cum a putut, da. Da, înainte nu se făcea, se făcea din... În lut, din lut, da. Din lut, tăiat, că soara mea vă spune, cât s-a chinuit ei. Nici fundație n-are de teatră, da? Nică, nică, nică. Să mașină. Da. Dar mai... Poate da. Și din septembrie ți-o dat avocat și ați dat cerere în judecată? Îți la judecătărie. Mhm. Și cum o cheamă pe femeie? Care, iasă? Da. Brașovanu Elena. Cu ea te judeci, da? Eu știu. Și mata cum te numești? Crigan Elena. Elena Crigan. Bun, o să vă caut pe internet și o să văd ședințele de judecat și poate am să vin și eu.